Deci atenție ce răspunsuri îmi dai la următoarele întrebări. Da. La ce, la care îți vine întreținerea mai mare? La câine sau la raton? La raton. E mai scumpă întreținerea la raton? Da. Mănâncă mai mult, necesită mai multă îngrijire. Atenție. Totul este mai scump. Și dacă tot ai vorbit de atenție, atenția veterinarului este mai scumpă. Adică trebuie să ai veterinarul atenție mai mare. Păi, ce facem? Corect. Ratonii sunt foarte rari și nu oricine se ocupă. Adică atunci când decizi că vrei să adopți un astfel de animal, trebuie să vorbești mai întâi cu veterinarul dacă ți-l primește. Nu toți primesc. Nu toți veterinarii primesc ratoni? Nu. Pentru că unii sunt agresivi, într-adevăr. Da? Da. Și le e teamă. Păi, până la urmă, e un animal sălbatic. Da, eu refuz să-i spun animal sălbatic pentru că l-am descoperit altfel decât oamenii m-au avertizat atunci când am adoptat-o. Și crede-mă că este unul dintre cele mai iubitoare animale din câte am văzut până la vârsta de 30 de ani. Este ca un copil, cere-n brațe. Cere-n brațe. Înțelege mai multe decât Nobby, decât bișonul? Extrem de inteligentă, da? Extrem. Deci Nobby pe nu mine mă lasă... Nobby nu te-a făcut proastă, dar... Nu, 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 că și Nobby, să știi că este un cățel foarte bișonii inteligent. Bișonii sunt de o inteligență scrisitoare. Da, 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 scriești sunt poezii... Sunt ceva, acești Einstein ai câinilor. Da, e foarte bună la matematică, Nobby. Nobby, da. Dar ratonul știe și puțină păi, chimie... Nobby vine de la Nobel, ca să... Și fizică, da. S-a documentat din toate materiile. Ok. Da. Ratonul mănâncă foarte mult, pentru că, spre deosebire de acest cățel... Bine, și ăștia, dacă le pui... Al meu, de exemplu, a avut momente în existența lui în care a fost obez. A, da? Da. Și e adică un pe la 2 ani avea undeva la 6 kg. Între timp a mai slăbit, l-am ținut la dietă. Dar ratonul, de exemplu, n-are, el n-are sensul ăsta, senzația asta de sațietate. Nu. Adică cât mănâncă, îi pui în față, atâta mănâncă. Sunt predispuși la obezitate. Și sunt ratoni care se fac de 27 de kilograme. Eu am fost avertizată, adică am fost liniștită când am adoptat-o pe Cindy, că se va face undeva la 9 kilograme, pentru că este rasa mai micuță a lor. A, deci 9 kilograme, da, în condițiile, da, în care e rasa e mai mică. E detalie mică, da. Dar se poate face de 27 de kilograme. Doamne, și crede-mă că un raton de 27 înseamnă, nu știu, ca un pitbull. Și greu, ei sunt grei. Să știi, simt asta, știu. Că toată ziua o plimb. Bișonii și... sunt foarte ușori, așa, sunt... Da, sunt schimb. Mai compact, însă un raton are formă de pară, ca așa îmi place să-i spun. Și ți-am zis, așa cum am povestit și pe material, când aleargă am impresia că aleargă un furtun. Da. Tu ai văzut cum se mișcă așa cu... Kilogramele mână... fiind dispuse, da, altfel, având altă formă corpului, ai impresia că ții ceva mai greu în... Da. În brațe. Spune-mi, te rog frumos, care a fost cea mai mare distrugere care ți-a făcut-o până acum? Raton. Păi, mi-a făcut o gaură în ușa de la baie. Gaură e mult cu spus. Sifonul. Mi-a scos sita respectivă, sita. Da, da. Și n-am știut că poate fi scoasă atât de ușor. Dar ea adică a rezolvat-o tu, dacă câteva ai fi încercat, secunde. De exemplu... Nu, nu mi-ar fi reușit, decât cu un cuțit ceva sau... Și chiar are forță. M-a surprins. Înțeleg că face și masaj de ăsta antistres. Da, 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 noaptea se trezește pe la 3-4, te simte stresat, înțelegi? Și ți-a scalpul la... Da, și vine și ți-a scalpul la puricat. Vrea să investigheze dacă există mișcătoare. În cazul în care nu există, să știi că ea nu se liniștește. Așa. Și continuă demersurile pentru a te stresa și mai tare decât ești în ziua respectivă. Și începe cu cablurile, cu ciucurașii de pe la covoare, cu adică hainele din dressing. Adică ți-a luat încărcătoare, chestii de gen. A gustat din toate și din noptieră. Da. Puțin așa de poftă. Acum să știi că și dacă ai avea copii și copiii lasă urme. E aceeași treabă? Da. Bine, am înțeles că un copil de 5-6 luni doarme noaptea. Ea, da, nu doarme. Depinde. Și un copil de 5-6 luni nici nu descuie lacăte. Ea descuie. A descuiat un lacăt? Se pricepe, cum, ratonul? Da, la toate. Da, pentru că sunt atât de inteligenți încât rețin mișcările, clicurile, de câte clicuri ai făcut când ai încuiat lacătul. Și ea frumos, cu mânuțele alea două, cu care are foarte multă treabă. Serios? Timp de 24 de ore. Nu vă imaginați că dacă este un animal nocturn, noaptea de dimineață până seara doarme non-stop. Nu, are treabă tot timpul. Dacă îi dau
struguri, începe și îi bagă în apă, apoi iar îi bagă în castronul cu struguri, după aia iar în apă, de vreo 5 ori face treaba asta, mișcarea asta, până când îi degustă într-un final. Eu zic să vă feriți de ratonul pestriței. Deci câte inteligență a ținut minte de câte ori face click lacătul ăla când îl închizi și l-a descuiat de unul singur. Da. Ai grijă cu el pe stradă, că ăsta o să cloneze cardul. Ar fi în stare, să știi, nu m-ar surprinde nimic. La raton nu mă surprinde nimic. Până acum, că de pe carduri, cardurile se clonau cu pisica, de acum se clonează cu ratonul. Da, e capabilă să se ducă și la cumpărături singură. Ești fericită? Nu-mi fac probleme. Da, foarte fericită. Ai treabă mult, adică nu stai deloc. Da. Vorba ta, dacă am o problemă cu care mă confrunt în ultima perioadă și îți spun lucrul ăsta în exclusivitate. Am alergie la ce crezi? La ăsta de flocii de raton? Da. Am descoperit că sunt alergică la părul de pisică, de raton, de... Păi și? Știi cum am descoperit? Aveam ochii foarte roșii. Așa. Tot timpul. Mă mâncau efectiv. Așa. Îmi curgeau dimineață, prânz, seară, nu conta. Și indiferent de gradul de stres pe care îl aveam în ziua respectivă. Așa. Strănutam în prezența ei și mi se înfunda nasul. Așa. Și am fost la doctor și diagnosticul acesta a fost. Dar cu toate astea să știi că nu mă gândesc să o înstrăinez. În niciun caz. Asta evident, mai degrabă logic, era următoarea întrebare. Nu, mai degrabă îmi vindec eu, ca să spun așa, această alergie. Scap de ea. Și ratonul rămâne și dacă... Nu, nici la Cindy, nici la Nobby, niciodată, în niciun context. Ți-am mai propus să completezi menageria, ca să zic așa? Nu știu, că acum schimb casa și casa Bichon, la care raton, mă mut are curte și s-ar putea să... Da. Eu zic, dacă tot ai luat așa, bișon, raton, dragon. Un ponei. Dragon. Un ponei? Tu ai văzut cât de drăguț? Adelina Pestrițu, mama dragonilor, ca să zic așa. Sau un cangur titic. Ce adică tu ai crește decât să-ți sară cangurul într-un apartament? Da, de ce? Credeți-mă. Sunt în siguranță, mi-am făcut analizele. Poate asta chiar iubește animalele. Da. Deci este înnebunită după animale și nu le-ar face absolut nimic rău. Acum mai sunt voci care spun, domnule, dar ție ratonul ăla în lesă și așa mai departe. Credeți-mă, la ce soartă. Cindy împreună cu Nobby sunt cele mai răsfățate animale. Sunt situații, momente în care mă las pe mine și am grijă de ele. Păi, unde? Mi-ai zis tu, un oraș din state unde ratonii sunt împușcați pe stradă. În Chicago, da. Pentru că sunt considerați... ca un fel de maidanez care mai șobolani. Și atacă, mai și fură de prin case. Exact. Și oamenilor nu le convine, unii mai care stau mai prost cu nervii, recurg și la astfel de metode de îndepărtare a animalelor. Ce crezi? S-au uitat fetele mele la... Tragedie. Lecția despre raton sau nu s-a uitat? Da, s-a uitat după fața Cred ta. Cred că e prima oară luna asta când se uită la emisiune. Și s-a uitat și Olaf al meu. Uite, seamănă cu un raton. Cum mă seamănă cu un raton? Olaf păi, al meu... Păi fetele tale i-au pus cornițe, deci acum înseamnă raton. Poza.